Bine, v-am găsit. Continuăm cu verificarea familiilor de albine, astea care mai sunt, încă nu știu ce e în aceștia. A trebuit să opresc ieri filmarea din cauza unui eventual furtișac, să zicem, să nu pornească furtișacul. E bine să fii precaut. Avem aici fum. Dăm din abundență în jurul scupului înainte să-l deschidem. Bun. Îl deschidem. Încercăm să umblăm repede în el. Arată. Nu știu cum arată, o strâns pe câteva rame. Hai, se vede. Da, este unul dintre stupii aceia mai anemici. Luăm tratamentele. Ramele astea goale le dau după diafragmă. Să vedem cât de anemic este. Eu zic că este destul de anemic. Așa. Aceste albine care zboară pe deasupra caută să intre la furat. Ramă cu un pic de miere, să vedem, avem aici puiet, bănuiesc că nu. Ramă cu miere. Bine, aici este puiet, puietul e destul de frumos, și viesp, și albina, toată lumea l-a furat. Așa. Ăsta e micuț, dar arată promițător. Da, mai are larve. Are și în partea opusă. Haide. Se vede. Și aici. Și aici avem albina și puiet, larve. Perfect. E destul de complicat cu lucrul la ei când e așa de... uite și aici ce puiet. Când sunt așa înfierbântați, le zic eu. Bun. Această colonie deocamdată va fi strânsă în 6 rame. Asta trece de iarnă. N-are bai. Încercăm să umblăm cât mai puțin, adică cât mai repede,
pentru a ne face și treaba. Așa. Gata, închidem repede. Așa. Aici a mers mai repede. Treaba. Punem o păturică. Bun, hai să-i promițători. Trebuie să ai promițători. Hai, dăm cu fum. Și trecem la următorul. Mergem mai departe. Iată, în 5 minute am reușit să-l verific. E bine. E bine, bine. Următorul. Și ăsta așa mai micuț. Cum îl deschizi, cum vin parașutele de albin? vin la atac. Dar nu numai albinele, și viesti. Bun, să lucrăm și aici la fel de repede, dacă reușim. N-am avea de ce să nu reușim. Ce s-a rupt un nylon. Și ăsta e anemic. Anemic. Încercăm să strângem ce mai e de strâns. Bun. Momentul în care desprinzi ramele, se desprind și câteva celule cu miere și acelea sunt sesizate de albinele hoațe și imediat vin. Dar este sesizat și de viespi. Iată ce ramă, cu miere de albine, nu? Nu mai. Nu mai albine aici. Ia să vedem. Aici avem un pic de... Vreau să văd dacă are ouă. Prima ramă cu un pic de puiet. Am pus la propolis. Au pus la propolis de se desprinde Hoffmanul de ramă când tragi de el. Bine. Și ăsta e destul de grav afectat de varoa. Mai are puiet. Nu știu ce să zic. În cazul ăsta îi bai. Mai este și aici un pic de puiet. Iată și aici aceeași problemă. Albină fără aripi, eclozează. Da, va rămâne vreo
10 albine în total. E bai și la ăsta. Ce o să fac? Probabil cea mai mare parte în luna octombrie o să unesc din ei. Dacă rămâne într-o ramă două, am mai trecut prin iernare din asta mai. Dar ce? Ce s-a lipit diafragma, rama asta. Se vede că n-am mai fost un pic de multișor la el. Bine? O diafragmă lângă perete. Da, nu știu, ăsta e, n-apucă să intre în iarnă. Am depistat până acum destui de mulți de gen. Perfect, să alegem o diafragmă. Toată treaba ar fi să salvez reginele. Asta ar fi scopul. Ca dacă ajungi în primăvară, atunci poți să-i mai dezvolți, dar dacă nu mai ajungi nici în primăvară, e gata. Așa. Treaba e că aici sunt regine tinere, de aceea era ideal să le pot salva, dar vede. Lucru bun este că nu-i toată stupina așa, mai sunt și colonii de albine care arată mai bine. Bun. Ăsta e time out. Pauză. Pauză. Golim Leslie, facem loc pentru Roy. Bine, continuăm, o să fac probabil un film mai 2 în 1, să zicem așa, adică reușesc să filmez mai mulți. De cei a doi acolo sunt knockout tehnic. O să am de lucru la primăvară, dar să ajungem acolo. Bun, ăsta e mai frumos, iată, mai e câte o speranță din asta la câte unul, dar ăsta, aici mai vedem albina, toate că, opa, diafragma este aici. Așa. Încerci să te grăbești ca să
câștigi timp. Să câștigi timp, să nu faci boacăne. Și așa e destul de mare boacănea. Așa. O să zic că unii, mă, de ce mai râzi dacă e așa praf? Arăt acest lucru pentru că să vedeți cât de grav poate fi varoa dacă nu ai grijă de ea. Dacă nu lupți, în continuu lupți cu varoa și dacă faci o boacăne din asta, te-ai ars. Avem ouă aici, am văzut că e mai frumos, s-ar putea să rămână tot pe ramele acestea, e și mai rău un pic, vorba aia, sunt zile când ai vrea să te înțepe câte o albină, cam astea sunt zilele în care dorește acel lucru. Bun, iată că aici nu e problemă. Interesant. Dar se vedea pe el că e mai zdravă. Îți mai ridic una și poți să-l las exact așa cum este, are larve, e frumos, puietule promițător, așa zice, Doamne ajută, dar n-are legătură cu, n-are legătură cu divinitatea, să zice. Bun, ăsta rămâne așa. N-are legătură cu divinitatea când tu ești de vină. Bun, iată un stup frumușel. Ăsta sperăm că intră, iată, în 4 rame la iernat și va trece și de iarnă. O să fie frumos anul viitor din cauza că va trebui să facem înmulțire fac anul viitor și recoltare de polen și normal o să apară din nou borcanele cu uleiuri esențiale deasupra. Ăsta e frumos, ăștia doi care am filmat în anterior e cu probleme. Bun, ia să vedem câte minute avem. 18. Bun, în următorul film voi filma niște roișori sau roi. Până data viitoare, numai bine!